UPL vă recomandă Reliance. Bună seara, domnilor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Iată-ne din nou în fața dumneavoastră cu un subiect extrem de interesant. Discutăm despre fonduri europene și despre posibilitățile de finanțare pe care dumneavoastră le aveți în momentul de față. Știu că unii probabil sunt dezamăgiți, aș spune eu că pe bună dreptate. Au fost multe lucruri care practic s-au derulat altfel decât ar fi fost normal, iar tot acest mecanism greoi, anevoios, n-a făcut altceva decât să îi îndepărteze pe mulți fermieri de la aceste măsuri sau submăsuri. Banii de multe ori s-au dus foarte repede, s-au consumat foarte repede, ori n-au fost împărțiți cuvincios, cred, reprezentanții fermierilor, cei care au depus proiecte și, bineînțeles, nu s-au văzut printre câștigători. Noi încercăm totuși să vă ținem atenția vie și să vă determinăm măcar să fiți vigilenți, să fiți pe fază și să ascultați ceea ce spun invitații mei. Dacă tot am spus că voi avea alături de mine doi consultanți, dați-mi voie să vi și prezint. Domnii Ion Păunel și Cristian Găină, îi salut și le mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Bună seara, bună seara și dumneavoastră, domnilor! Ce măsuri, ce submăsuri luăm în calcul în dezbaterea noastră din această ediție de Agricultura la Raport? Dar până să-mi răspundeți dumneavoastră, o să le amintesc celor de acasă că pentru a discuta, pentru a dialoga, o pot face la 031-405-2800. Este un telefon cu tarif normal unde cei interesați de accesarea fondurilor europene, cei care doresc să primească mai multe informații, pot suna. Vă reamintesc, vorbind de un număr de telefon cu tarif normal, nu se percep taxe suplimentare. Bun, haideți să le prezentăm și telespectatorilor temele pe care le vom discuta, care sunt măsurile pentru care ar trebui să fim cu toții mai atenți și, de ce nu, poate unii dintre cei care văd această emisiune se vor convinge de utilitatea acestor măsuri, submăsuri și vor depune și proiecte în perioada următoare. Domnul Păunel, încep cu dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată, bună seara. Cred că ar fi bine să amintim de câteva programe naționale care se vor derula în perioada imediată apropiată prin Ministerul Agriculturii. Și aici domnul Păunel, iertați-mă că vă întrerup. Rugăminte, trageți capacul de la laptop, mișcați-l un pic către dumneavoastră ca să fie luftul ăla mai mic. Așa, perfect. Acum că okay. Domnul Găină, am văzut că a făcut lucrul ăsta și e scuze, mult mai bine. Nu trebuie să vă cer scuze. Mulțumesc eu. Deci ar trebui să abordăm în primul și în primul rând ce vedem ca linii de finanțare pe site-ul Ministerului Agriculturii, că se vor deschide trei programe pentru zona montană din banii naționali. Ele se vor axa zonei montane pe modernizarea sau construcția de stâne montane, centre de colectare și de prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor, bineînțeles și a plantelor medicinale și văd că mai avem și centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană. Văd că Ministerul Agriculturii pune la dispoziție 220 de milioane de lei noi. În mare parte acest program va avea o finanțare între 50 și 90%. Încă o dată fac mențiunea că acești bani sunt din bugetul statului. Sperăm ca să fie o sumă substanțială care să se revigoreze într-un fel sau altul și zona montană, pentru că și acolo avem destule probleme din punctul ăsta de vedere vis-a-vis de fermele care activează în acea zonă. Chiar zilele acestea am venit la dumneavoastră la emisiuni și am văzut că și pe vaca de lapte și pe suine și așa mai departe și pe ovine sunt anumite probleme. Sperăm ca această sumă de bani să fie ușor accesibilă și să mai rezolve parte din problemele
fermierilor din acea zonă. Trebuie să amintim telespectatorilor noștri faptul că până la urmă România a reușit să trimită Planul Național Strategic la Bruxelles. Să sperăm că este forma pe care și Bruxelles o va agrea-o, cu toate că personal am anumite îndoieli și cred că în parcursul emisiunii și cu permisiunea dumneavoastră și cu acceptul domnului Găină poate dezbatem anumite aspecte din ce am văzut că s-a trimis. Vă dați seama, PDS-ul are câteva mii de pagini, am reușit să le parcurgem pe toate, dar în mare parte pe ce ne interesează facem o mică analiză. În continuare mai așteptăm finanțarea proiectului perioada de tranziție, proiecte depuse în anul 2021, cel puțin pe măsurile mai cu care sunt eu mai familiarizat, deci măsura 6.3 încă se mai așteaptă contracte de finanțare, încă nu au intrat banii la toți fermierii în cont. Să nu mai vorbim de 4.1, 4.2, 16.4, măsuri mai măricuțe și cu un impact, cred eu, destul de important în economia satului românesc și în agribusiness-ului în general. Să sperăm că și acolo lucrurile vor merge puțin mai repede, pentru că acum vine 2023 și parcă văd că suntem iarăși nepregătiți. Cam acestea, după părerea mea, ar fi subiectele care am putea să le dezbatem și dacă domnul Găină mai are și alte propuneri, cu mare drag. Vă rog, domnul Găină, ce sugestii mai aveți pentru noi și pentru telespectatori? Da, mulțumesc. Nu avem sugestii pentru dânsii. Noi suntem aici alături de dumneavoastră să dezbatem ceea ce considerați și ceea ce dânsii consideră și să le dăm sfaturi, nu neapărat să le dăm informații foarte multe, ci sfaturi, pentru că informațiile, după cum ești domnul Ghinea, se mai schimbă pe traseu. Dar fundamental trebuie să avem o conduită de antreprenori, să știm cu adevărat ce vrem noi de la aceste fonduri. După aia vedem și procedural ce acte apar, dispar și care mai sunt în dezbatere, pentru că, așa cum spunea și Păunel, s-a afișat pe site-ul Ministerului în 16 octombrie programul național varianta 3, care a fost trimisă la Bruxelles, variantă care nu a mai fost discutată în spațiul asociativ și public după recomandările din mai, la care trebuia să trimitem în iulie și iată că am trimis în octombrie. Am avut neapărat curiozitatea, dar am avut interesul să văd ce anume se regăsește în acest plan național strategic, nu neapărat din perspectiva Bruxellesului, că mă interesează mai puțin ce vrea Bruxellesul de la noi, mă interesează cu adevărat ce vrem noi de la noi și noi de la fermierii noștri și cum suntem capabili ca noi să oferim fermierii noștri soluții la nevoi, nu doar documente de acces la bani. Pentru că trebuie să fim foarte corecți și trebuie să vedem că acest program național strategic nu va oferi suport financiar tuturor fermierilor care au nevoie de suport financiar și nici nu va rezolva în următorii 4 ani problemele economiei agricole, pentru că este o activitate care este foarte vulnerabilă schimbărilor climatice, după cum vedeți, piețe de inputuri, mecanisme de piață și alte conflicte, pe care eu vă spun cu toată sinceritatea că, având acest pretext ca și autoritate publică, pretextul de a reveni cu completări în iulie, să putem să includem și să influențăm programul nostru strategic cu elementele noi, elementele 2022, dacă COVID-ul nu l-am înțeles măcar, să înțelegem ce înseamnă războiul din perspectiva fluxurilor comerciale agricole și să putem cumva să filtrăm anumite fluxuri financiare care să vină în sprijinul acestor fermieri. Pentru că, după cum bine vedeți și știți foarte bine, și eu sunt un fin observator al emisiunilor de pe Agro TV, 80% din fermieri astăzi se plâng de două lucruri. Scumpirile la inputuri și utilități și energie și accesul la piață. Nu prea am auzit pe nimeni plângându-se că s-a scumpit la tractor nu știu ce variantă.
N-am auzit pe nimeni că s-a scumpit plugul cu 5 trupițe. N-am auzit pe nimeni că s-a scumpit noul model de combină sau nu știu care utilaj specializat de anumite lucruri. Lumea fermierilor vorbesc, se plânge de infrastructură și de accesul la o piață care se ofere predictibilitate activității lui. Asta este ceea ce noi ar fi trebuit prin programul național strategic acum să punem fundamental aceste mecanisme în PNSM. L-am parcurs, sincer vă spun, are 1070 de pagini, n-am putut să-l parcurg tot, în așa fel încât să emit enunțuri pe bază în argumente foarte clare, va mai lua un pic de timp să trec peste el, dar trecând în revistă ceea ce este acolo și urmărind aproape ostentativ aceste noi provocări pe care vrem să le rezolvăm prin PNS, nu prea le-am găsit. Am găsit exact aceeași abordare cumva unitară a acceptării schimbărilor climatice, deși nu avem un calcul al lor, avem intenția de a face inovație, deși nu avem niciun mecanism de calcul al ce înseamnă inovația la nivelul fermei, decât doar că achiziționăm niște utilaje, nu am regăsit performanța dată de forma asociativă, doar existența într-o formă asociativă. Nu am găsit până performanța prin forma asociativă cu acces la piață. Adică ceea ce vreau acești fermieri. Nu am găsit performanța formei asociative cu privire la negocierea unor inputuri, care într-adevăr sunt neeligibile în proiecte, dar sunt complet determinante în profitul realizat de un fermier. Deci sunt elemente pe care va trebui să discutăm mai cu atenție. Eu sper din tot sufletul că măcar în perioada următoare ministerul să-și aplece urechea și la ce spunem noi, cei care mai pricep un pic economia asta, nu numai din perspectiva procedurii de a achiziționa bunuri și de a crea capitaluri, ci din perspectiva de a le optimiza din realele nevoi ale unui fermier. Nu am văzut, de exemplu, domnul Ghinea, un mecanism de performanță la nivel ce înseamnă investiția sau capacitatea unui fermier de a susține o investiție în capital pe hectar. Dacă eu știu că la un hectar de grâu am 500 de SO, la fel de bine trebuie să știu că pe acel hectar de grâu pot să investesc maxim 200 de euro în capitalul de mașini. Nu neapărat de la 50.000 la 250.000 un plafon total, ci efectiv alocat cât poate duce un fermier rată capitalizare pe o companie, pentru că diferența de 35% va veni pe sistemul bancar. Și acolo dobânzile vor crește foarte mare, iar raționamentele de a face proiecte numai în valoare maximă va fi toxică pentru foarte mulți. Va trebui principiul rezonabilității să nu fie la nivel de valoare de achiziție, ci de valoare de sustenabilitate a unor investiții la nivel de suprafețele pe care le avem. Asta mă aștept să văd și asta sper că împreună și cu PNR și cu toți ceilalți actori importanți vom defini în aceste proiecte. Pentru că PNS-ul nu finanțează mai mult de 10% din fermierii români. Ca tare cei 90% se descurc ca și până acum cu valoare de achiziție din veniturile proprii sau din veniturile bancare. Dacă dânsii reușesc să acopere prin aceste resurse, care sunt numai consistate decât un fond, aratele și cash flow, de ce n-ar putea și cei care iau fonduri europene să-și asume o valoare mai mare, pentru că beneficiază de acest capital subvenționat, o valoare mai mare la nivel de raporturi fiscale către bugetul de stat. Statul va cheltui mai mulți bani acum pentru că va confinanța mai mult. Mă aștept la aceste lucruri de înțelepciunea statului, nu doar de foaie care trebuie atașată într-un program. Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate și apoi o să revenim la dezbaterea noastră. Profit de această ocazie să invit încă o dată pe cei de acasă, pe telespectatorii Agro TV, să sune aici la Agricultura la Raport și să adreseze întrebări celor doi consultanți. Până atunci, 10 secunde de publicitate. Natupol, polenizare naturală. Soluții personalizate pentru fiecare tip de spațiu protejat. Bun, am revenit în direct, doamnelor și domnilor.
Ce ar mai trebui să cunoască telespectatorii noștri vis-a-vis de perioada asta pe care o traversăm? Ați atins dumneavoastră câteva subiecte, eu m-aș întoarce la unul dintre ele și anume la acest PNS pe care cu toții îl vrem gata, îl vrem să fie aprobat și să ne putem axa pe acest plan pentru următorii 5 ani, nu mai mult până în 2023. Le reamintesc telespectatorilor că agricultura românească se va ghida după acest PNS din 2023 până în 2027. Vă rog, domnul Păunel. Să continui și eu ce a început cu. Corect, cred că dânsul a aprofundat mult mai bine acest PNS, cel puțin din curiozitate și din experiența pe care o are dânsul, să vadă dacă vedem anumite transformări față de recomandările, să nu mai spunem. Până la urmă, recomandările au fost cele de la Comisia Europeană și cred că n-a văzut prea multe plusuri sau cel puțin era bine să fi văzut niște plusuri pentru agricultura românească, așa cum ne spunea și dânsul, pentru că încă o dată trebuie să repetăm, să le spunem și telespectatorilor, acest PNS, aceste linii de finanțare au un cadru. În acest cadru, fiecare stat membru trebuie să-și regăsească politicile și ceea ce este lui necesar pentru a dezvolta anumite sectoare care sunt în domnul dificultate. Domnul Păunel, sunt nevoit să vă întrerup, avem un telespectator, dar oricum despre PNS o să avem posibilitatea să discutăm și un pic mai târziu. Domnul Răzvan Ciobănete din județul Telorman este alături de noi. Bună seara! Bună seara! Sunt beneficiarul unui proiect pe măsura 4.1.4. Da. Proiectul a fost eligibil, dar fără finanțare, cu 68 de puncte. Și aș dori să vă întreb dacă au mai rămas bani după contestații pentru a mai fi finanțat proiectul. Permite să vă răspund? Vă rog, da, bine, da. La această întrebare așteptăm și noi un răspuns, pentru că aceste informații în general vin în mapele pentru Comitetul de Monitorizare, comitet care nu s-a întrunit de prin februarie, și așteptăm și noi, în primul rând, să închidă etapele de contestații pe toate celelalte măsuri, mai sunt pe măsura 16, mai sunt și alte măsuri care nu au închis aceste etape, pentru că disponibilul pe care presupunem că vom avea, trebuie văzut în ce direcție este redestinat. Tare mi-e frică și aș vrea să nu fiu un rău de gură, dar tare mi-e frică că aceste sume se vor reloca către Ordonanța 64 cu privire la modificările sau ajustările de preț pentru cele care deja au fost propuse pentru partea de patrimoniu, irigații și toate celelalte. Dar este doar o speculație, așteptăm să vedem. Sunt mai multe liste și mai multe măsuri cu proiecte eligibile și nefinanțate și la măsura 4.2 mai sunt suficiente liste. Eu sper în înțelepciunea finală și ne-a informat și pe noi intermedial, pentru că pe site nu avem nici o informare oficială. Nu știu dacă în emisiunile domnului Ghinea, reprezentanții Ministerului, au dat măcar o informație așa orientativă, care ar fi prioritățile Ministerului cu privire la eventuale sume care vor fi disponibilizate. Eu deocamdată nu am, sper că la Indagra joi, vineri, în conferința care o va ține Ministerul și unde voi participa, să ridicăm și aceste probleme, ce se întâmplă, cu ce va rămâne și încotro se va duce, pentru că perioada de implementare va fi foarte scurtă. Și nu cred că vor duce către proiecte complexe, că nu va fi timp să implementăm proiecte complexe. Cu siguranță, dacă se vor disponibiliza, se vor duce pe proiecte care au o viteză de implementare foarte mare. Nu, eu mă refeream la măsura 4.1 tineri fermieri. Au zis că în ghid prima oară o să se aloce banii către tineri fermieri dacă mai rămân. Ghidul nu poate să facă disponibilizări, stimate domn. Ghidul doar spune ce bucet există și ce este eligibil. Dacă măsura respectivă mai are sau nu mai e disponibil,
prin decizie a ministerului, autorității de management, se fac aceste disponibilități. De ce? Pentru că nu mai există timp ca pe măsura respectivă să relanseze o măsură prin care disponibilul să ducă pe aceeași alocare. De aceea, în general, fiecare perioadă de finalitate a unui program de 5 ani nu mai permite relansarea de măsuri, ci se acoperă disponibilele de pe celelalte măsuri. Adică nu este timp de a reimplementa. Eu sper să vă dea și dumneavoastră, sincer, dar nu am de unde să cunosc deocamdată acest lucru. Am înțeles, vă mulțumesc mult. Și eu sper ca banii să fie cheltuiți tot în măsura 4.1, dar ce vă spunea două găine mai devreme, s-ar putea să-i vedem către alte linii de finanțare care nu au nicio legătură cu măsurile de investiții, cu măsura de investiții 4.1. Da, cred că a închis telespectatorul nostru. Ce vreau să le reamintesc celor de acasă e că suntem live și pe pagina de Facebook AgroTV. Ne puteți vedea, ne puteți urmări și acolo și evident că dacă aveți și mesaje pentru cei doi consultanți, puteți scrie, ne puteți trimite sugestii, iar toate lucrurile astea vor fi luate în calcul de invitații mei la dezbaterea din această seară. Profit de ocazie să vă fac și eu, celor care urmăriți AgroTV, o invitație de a participa la Indagra, începând de mâine, 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, până pe 30 octombrie. Noi vom fi acolo, vom fi aici la Romexpo și suntem gata să discutăm cu cei care vin la eveniment, cu cei care sunt prezenți în cadrul târgului, pentru a lua pulsul chiar de acolo, din mijlocul fermierilor și de la un eveniment atât de important și apreciat de către toată lumea. Bun. Domnul Păunel, rămăseseți să ne spuneți câteva lucruri vis-a-vis de acest PNS. Acolo știu eu că am întrerupt dialogul. Și o problemă, dar acum aș vrea să vorbim puțin mai aplicat, cel puțin pe intervențiile pe care cred eu că o să activez în continuare și la care am reușit să le parcurg. Aș vrea să încep cu tinerii fermieri. Chiar la dumneavoastră în emisiune, cred că și dumneavoastră ați mai menționat într-o altă emisiune, ați avut pe domnul secretar de stat, scapă numele dânsului, care se ocupă de fonduri europene acolo la minister, dacă mă ajutați. Domnul Moise. Domnul Moise, care a participat și la grupurile de lucru, a anunțat cel puțin pe măsura de instalare, pe intervenția de instalare din fermier, că se prevăzuse inițial un buget de aproape 240 de milioane de euro, care și acesta era insuficient. Se va ajunge undeva la 160-170 de milioane și nu vă spun că înainte de emisiune am vrut să fac și un calcul, așa că am câți fermieri, câți tineri fermieri poate instala România în 2023-2027 și vă spun, domnul, că ne dă undeva și finanțarea, am înțeles, va fi de 70 de mii, pentru că și aici trebuie să fim vitregiți față de colegii noștri din Europa, pentru că regulamentul și Comisia Europeană și toate celelalte state membre să dea o finanțare de 100.000 de euro, România a pus punct la 70.000 de euro, așa cum a făcut și 2014-2020, unde puteam să ne ducem la 70.000, am pus punct la 40.000, respectiv 50.000 de euro, și așa mai departe, să fiu mai practic, deci în jur de 2.400 de tineri fermieri vom instala noi în perioada 2023-2027. Am mai făcut și o altă împărțire, domnul Ghinea. Am împărțit la 42 de județe și asta înseamnă undeva 52-53 de fermieri. Dacă împărțim la 5 ani de zile, înseamnă că am 11 fermieri pe județ. Așa, o analiză făcută puțin la rece. Plata redistributivă este un aspect pe care l-am citit din nou în noua. Bun, haideți să luăm o pauză, domnul Păunel, că trebuie, îmi cere regia să fac lucrul ăsta și după o să revenim și cu plata redistributivă, să vorbim un pic și despre aspectul ăsta. Ne întoarcem și la tinerii fermieri,
și bineînțeles că așteptăm mesaje și întrebări de la telespectatorii noștri și pe pagina de Facebook AgroTV, unde suntem live, suntem în timp real. Pauză și ne întoarcem.